Singurul răspuns pe care pot să vi-l dau este că procedurile legale sunt respectate și în momentul de față se ridică câini din oraș, respectând toate prevederile legale. Orice alte supoziții pe acest subiect ar genera, de fapt, inflamarea spiritelor între iubitorii de animale și cei care nu mai doresc câini pe stradă. Subiectul a fost dezbătut suficient, am văzut opinia publică din punct de vedere al exprimării, am văzut dorința cetățenilor de a nu mai avea câini în oraș. Dacă urmăriți realitatea, o să vedeți că au fost ridicați foarte mulți câini din municipiul Brăila și duși la adăpost. Domnul primar, trăiați sinodul Bisericii Ortodoxe. Cum adică aici suntem la sinodul Bisericii Ortodoxe? Cum adică să nu discutăm? Sau mai eutanasia câine? Sau mai deci eutanasia? Cred că n-ați înțeles ce v-am întrebat. Nu v-am întrebat dacă se procedează legal. V-am întrebat sau eutanasia câine sau nu până acum. Nu pot să vă răspund. De ce? Cum adică nu puteți să vă răspundeți? Trebuie să am o discuție cu cei de la Supagele și la următoarea conferință de presă vă fac adică nu știți? Ba da, știu. Dar la următoarea conferință de presă vă fac public toate detaliile. Nu vă întreb câți, vă întreb dacă s-au început procedurile deci de eutanasiere sau nu. Procedurile legale. Păi da. E legal, poate să însemne orice, să le să-i hrăniți, să le faceți vaccin, să le... Era logic pe subiectul acesta au început. Deci, am o rugăminte. Deci, domnul primar, e foarte simplă întrebarea. Au început procedurile de eutanasiere sau nu? Vă repet încă o dată. Vă e frică să spuneți? Nu, nu mi-e frică să spun absolut nimic. Atunci. Au început procedurile legale de reducere a numărului de câini de pe teritoriul municipiului Brăila. Nu doresc să pronunț acel cuvânt care a generat foarte multe inflamări în mass media și pe site-urile de socializare. Medicii au fost amenințați și așa mai departe. Ne-am asumat o măsură legală, o ducem la capăt. Dar nu vom mai dezbate cu toți cetățenii acest lucru. Am văzut care este opinia publică. Cei care au anumite reclamații de făcut, pentru că am primit deja reclamații, vor continua pe acel calapod, am câștigat deja procesele în instanță, așa cum ați văzut până acum, ne-am asumat o măsură, o ducem la capăt. Deci, domnul primar, dacă dumneavoastră aveți impresia că ne mai răspunzând la niște întrebări, rezolvați problemele sau nu, vă nu. Feriți de absolut niște deloc. Teme delicate, nu e în regulă. Absolut. V-am sugerat prin răspunsul meu. Nu am nevoie de sugestii. Eu nu, poate nu înțeleg. Vreți direct? Da, vreau direct. Da sau nu? Da, ați... logic. Asta e. Era și normal din nu momentul... Nu era normal, pentru că nu au un fost un minut, o grămadă de amânări. Și de-aia vreau să știu dacă... Procedurile legale au început din momentul în care ne-am asumat și efectiv, că asta vă interesează pe dumneavoastră, dacă s-a trecut la implementarea măsurii. Da, normal, ne-am asumat acest lucru.